salutare prieteni, numele meu este Ionica și bine v-am regăsit la un nou episod din Dăm o Carte. În episodul de astăzi avem primul book haul din acest an nou 2023. Nu o să avem niciun fel de introducere, așa că haideți să vedem care sunt primele 10 cărți care au poposit în biblioteca personală la începutul acestui an. Desigur, prima carte care a ajuns la mine în bibliotecă în acest an 2023 este Theodorus al lui Mircea Cărtărescu, o carte care se pare că a avut mare succes la vânzări. Este o carte destul de voluminoasă, da? Are undeva la, cred că, 700 de pagini, 600 și un pic. O carte despre care am auzit foarte multe lucruri bune și chiar sunt curios cum va fi. Desigur, este, fiind o carte destul de voluminoasă, va fi și o provocare, pentru că, cel puțin în cazul meu, cărțile care depășesc 500-600 de pagini trebuie neapărat să fie foarte, foarte bune ca să mă poată ține în poveste și să le duc la capăt. Bun, haideți să vedem câteva lucruri despre ce se vorbește despre cartea lui Mircea Cărtărescu. Pe prima copertă avem un citat din Die Zeit, care spune: o scriitură unică la nivel mondial. Iar pe coperta 4 avem câteva cuvinte ale autorului, care spune: n-am scris niciodată literatură ca să public cărți, ci ca să trăiesc în ele. Fiecare carte a fost pentru mine o lume nouă și specială, o experiență nouă, ca o nouă îndrăgostire sau ca o nouă călătorie, da, uneori și ca o nouă boală. Interesant. Am trăit, scriind Theodorus, povești de dragoste, povești eroice, povești atroce, povești reale și fantastice, voluptoase și crude, petrecute în spații geografice și epoci istorice diferite, pe care m-am amuzat să le reconstitui cu acribie, dar și cu un zâmbet ironic. M-am afundat pe cărările ce se bifurcă ale Bibliei, ale cărții sfinte etiopiene Kebra Nagast și ale Alexandriei noastre, găsind în toate o expresivitate uimitoare și fără sfârșit. În mijlocul pandemiei, al războaielor, al depresiilor și decepțiilor zilei de azi, am avut nevoie să trăiesc o vreme în tăcere de capelă zugrăvită cu sineală și chinovara unei lumi care se întoarce mereu ca afara soarelui către singurul lucru pe care îl prețuiesc cu adevărat: frumusețea. Pare a fi o poveste foarte faină, cu atât mai mult cu cât văd aici ca surse de inspirație cărțile sfintei etiopiene și Alexandria noastră, Alexandria care este, face parte din cărțile noastre populare. Prin urmare, cred că va fi o lectură frumoasă. O altă carte este cartea lui Dan Alexe, apărută la sfârșitul anului trecut, care se numește Babel, la început a fost cuvântul. Pe mine mă fascinează etimologia, prin urmare, orice carte care, să zicem așa, are ca subiect originea limbii mă interesează, așa că nu aveam cum să nu achiziționez și această carte. Pentru cine nu știe, haideți să spunem câteva lucruri despre, să aflăm câteva lucruri despre Dan Alexe. Este scriitor, cineast, lingvist, călător, născut în 1961, a băut cu generalul Dudaev și cu ultimii evrei din Afganistan, a făcut reportaje despre războaiele din Balcani, a filmat documentare în Caucaz și în Asia Centrală, a predat jurnalismul la Kabul și a trăit în confrerii mistice musulmane. Iată, în fine, un film în care afganii ne fac să murim de râs, a scris Charlie Hebdo despre Cabala la Kabul, filmul multipremiat al lui Dan Alexe. A publicat teatru în România, texte despre Joyce și despre Cecenia în Franța, cronici turistice în Croația. În 2014, reeditat în 2021, revăzut și adăugit, i-a apărut la Humanitas volumul de proză scurtă Miros de roșcata amare și alte povestiri scandaloase, iar în 2015, tot la Humanitas, volumul de eseuri culturale Dacopatia și alte rătăciri românești. Locuiește la Bruxelles, unde se ocupă, printre altele, de descifrarea limbii etrusce. Dacă îi bateți adresa pe Google Maps, o să-l vedeți citind în balcon cu un pahar de vin în mână. Blogul său, intitulat Dan Alexe's Flea Market, este foarte urmărit în mediile culturale din România. Și câteva cuvinte despre această carte venite tocmai de la Dan Alexe. Originea limbajului a fascinat întotdeauna omenirea în toate culturile. Cu
Cu toate astea, misterul acelei origini rămâne total, ceea ce nu ne împiedică să-l abordăm aici, în această carte, care nu este altceva decât o inițiere ludică în știința lingvisticii și în care încercăm să curățăm această taină a originii limbajului uman și a clasificării limbilor de vegetație luxuriantă, a miturilor populare și a ideilor preconcepute. Această carte este și o carte care te învață că dacă așa ai procedat, ai făcut rău, abandonând la o vârstă încă fragedă studiul limbii franceze sau ruse, germane, etc. Ori al alteia pentru care simțeai că ai avut o vocație, dar te-au descurajat profesorii rigizi, care la rândul lor fuseseră traumatizați de predecesorii lor tiranici și disprețuitori și care n-au făcut decât să-ți transmită convingerea că diversitatea nesfârșită și aparent inutilă a limbilor este o pedeapsă și un chin. Vei mai afla aici și care e cea mai bună metodă pentru a învăța o limbă străină sau mai multe oricâte, de ce româna nu datorează nimic limbii rusei sau care este cea mai satisfăcătoare clasificare a limbilor vorbite pe planetă, imaginabile sau posibile. Desigur, nu putea să lipsească din acest book haul Radu Paraschivescu, desigur, cu romanul Podul Diavolului, da, a apărut tot la Humanitas. Despre Radu Paraschivescu nu avem ce să mai spunem, cred că îl cunoaștem cu toții. Haideți totuși să vedem ce ne oferă descrierea de pe coperta 4. În multe colțuri de rai se ascund sâmburii iadului. Un asemenea colț este Sansirc la Popii, o așezare atârnată deasupra râului Lot și onorată cândva de prezența unui mare poet. Numai că farmecul sub care cad turiștii de cum pun piciorul în acest loc începe să se fisureze când coaja aparenților crapă și afișul pitoresc se vede străpuns de neliniști, întrebări și secrete de demult. Ce ascund unul sau altul dintre localnici? Ce întâmplări le-au marcat trecutul și revin ca să le bântuie prezentul? Și mai ales ce legătură este între viețile lor prinse în vârtej și Pont Valentre din Charo, ridicat cu peste 700 de ani în urmă în orașul străbătut cândva de muschetarii lui Dumas? Se spune de altfel că fiecare pod are blestemul lui. Pentru unii, enunțul e un clișeu sau un cârlic de marketing. Pentru alții, de exemplu, pentru o cercetătoare septuagenară, un prilej de analiză amănunțită. Să fie oare adevărat că Pont Valentre stă sub semnul riscat din încălcarea pactului cu diavolul? Și să fie cu putință ca un justițiar din umbră să plivească buruienile umane din Saint-Cerc la Popii, manevrat de o conferire cu un nume straniu? Podul Diavolului este o aventură rurală urbană cu viraje, mistere și surprize. În același timp, romanul lui Radu Paraschivescu îl plimbă pe cititor prin culorile și aromele din Périgord, indiferent dacă e vorba de o peștere preistorică, un restaurant Michelin, o cetate străveche sau conacul unui baron ciudat care își ia paharele de acasă când trebuie să bea ceva în oraș. Deja din această descriere aflăm câte ceva despre, chiar despre personaje. Pare destul de fascinant acest roman, chiar îmi place din această descriere, îmi place foarte mult atmosfera. Da, vom vedea ce, când îi va veni rândul, dacă este ce trebuie sau nu. Următoarea carte care poposește în biblioteca noastră este Miguel Ángel Asturias, Domnul Președinte, un autor premiat cu Nobel despre care nu știu mare lucru. Am auzit-o recomandată această carte la un moment dat, am pus-o pe listă și iată că a ajuns într-un final și în biblioteca mea. Să vedem câteva cuvinte despre acest roman. Ceea ce încântă în mod special transformând această carte demonică plină de episoade atroce într-o operă de artă autentică este structura sa formală și mai ales limbajul. Prin acestea, Domnul Președinte a reprezentat un nou început în literatura de limbă spaniolă. Spune Mario Vargas Llosa. Luis Mateo Diez spune: Domnul Președinte, ca orice mare operă literară, poate fi citită într-o cheie universală și atemporală, ca o narațiune proaspătă în care se îmbine experimentul cu dorința de a clarifica secretele regimurilor dictatoriale. Asturias se joacă cu limbajul, dând un sens politic clasic acestei proze avangardiste. Și Arturo Uslar Pietri spune: într-un anumit fel, toată opera sa, la fel ca toate operele autentice, este autobiografică. În personajul domnului președinte, căruia nu i se dă un nume, descoperim trăsături ale mai multor dictatori sud-americani, iar guvernul pe care îl conduce este oglinda în care se poate recunoaște mai mult sau mai puțin orice regim totalitar, cu toate efectele sale asupra societății și a individului. Limbajul surprinzător cu valențe poetice, scenele în care se fac simțite semințele realismului magic, wow! Personaje viu conturate, umorul fin și nu în ultimul rând suspansul fac din acest roman o lectură pasionantă.
Domnul președinte este una dintre cele mai bune reprezentări ale romanului despre dictatură, o onoare pe care o împarte cu opere semnate de Roa Bastos, García Márquez și Mario Vargas Llosa. Un roman apărut la Curtea Veche pe care abia aștept să-l citesc. Rămânem în aceeași notă și următoarea carte este a lui, este romanul lui Antonio Scurati, care se numește M și vine de la, probabil vă imaginați, M vine de la Mussolini. Am aflat chiar după ce l-am achiziționat că este de fapt, bine, romanul este destul de voluminos după cum vedeți, cred că depășește 900 de pagini. Da, chiar 902 pagini. Am aflat după ce l-am achiziționat că de fapt reprezintă un prim volum dintr-o serie, dintr-o trilogie. Așa că imaginați-vă dacă primul volum are 900 de pagini, dacă și celelalte două vor avea la fel, va fi o călătorie interesantă. Aflăm de aici că romanul lui Mussolini este o carte publicată în 40 de țări, și a fost premiat cu premiul Strega, care din ce înțeleg este un premiu extrem de important în Italia. Italia este epuizată, sătură de clasa politică, sătură de moderații inepți și de mașinațiile agonizante ale unei democrații ce pare să nu mai funcționeze. În timp ce liderii țării au stat cu mâinile în sân bucurându-se de siguranța parlamentului, un om din exterior a urcat până în vârf. Este un inadaptat prin excelență, un protector al veteranilor de război demobilizați rușinos, un vagabond care își caută drumul. Vorbește numele proscrișilor, al renegaților și al celor care pun mai presus de orice puritatea ideologică. Este un fost lider socialist înlăturat de partidul său, directorul unui mic ziar de opoziție, un agitator politic neobosit. Ca un animal simte că se apropie schimbarea. Este Benito Mussolini. M, fiul secolului, descrie ascensiunea fascismului din perspectiva fondatorului său, bogată în detalii și presărată cu documente și surse autentice. Este o operă impecabilă de ficțiune istorică, cu o rezonanță dramatică în epoca noastră. O relatare istorică magistrală, o carte extraordinară și stimulatoare, un portret al lui Benito Mussolini cu atât mai precis și mai bine reliefat cu cât este concret și riguros. O lucrare îndrăzneață, fluidă, impresionantă, o poveste genială, citează Le Figaro. El País spune despre această carte, o realizare literară incontestabilă, Scurati examinează minuțios istoria într-o proză de excelentă calitate, bogată în aluzii literare. New Statesman spune despre această carte, panoramică și polifonică, lucrarea lui Scurati dezvăluie experiențele celor temători și ale celor care stârnesc teamă, retorica revoluționarilor și cea a reacționarilor, o multitudine de fragmente care alcătuiesc un mozaic imens. Iar Die Zeit spune, seamănă cu un thriller politic, surprinzător de modern, o lectură obligatorie. Ei, dacă e obligatorie, cu siguranță va veni și timpul ei. O să trebuiască să mă înarmez cu foarte multă răbdare, ținând cont de numărul de pagini, dar sunt convins că o să mă prindă pentru că acest gen de lectură este pe placul meu. Iată un alt autor român, Bogdan Alexandru Stănescu, cu romanul Abraxas. Mi-a plăcut foarte mult biografia romanțată a lui Caragiale, care este scrisă de acest autor. Trebuia să descoper cumva și proza lui. Prin urmare, am decis să achiziționez ultimul roman publicat de Bogdan Alexandru Stănescu. Despre Bogdan Alexandru Stănescu nu o să citesc nimic, pentru că am făcut-o deja atunci când am prezentat biografia romanțată a lui Caragiale. Dacă nu ați văzut deja acel videoclip, acel episod, vă invit cu căldură să o faceți. În schimb, voi citi câteva cuvinte despre acest roman. Abraxas, numele mistic al zeului contradictoriu, ne descrie porțile palatului de oglinzi deformate ale realității iluzorii în care trăiește Michi Lucescu. Izolat de oameni și de viață într-o odăiță sărăcăcioasă închiriată în podul unei case vechi, acesta se lasă purtat de fluxul memoriei pe holurile unui bloc cu rădăcini în copilăria sa. Palierele îmbrăcate în grese și faianță verde, ca o piscină interioară, conturează treptat imaginea unei ciudate case cu lei în care a locuit cândva împreună cu prințesa Ralu, mama lui teatrală și strivitoare ca o forță a naturii. Din această casă vie, străjuită de 2 lei de piatră și lipită de cimitirul evreiesc, vedem Bucureștiul cenușiu al ultimului deceniu comunist și pe cel pestrit în anii după Revoluție. În rătăcirile sale prin blocul amintirilor, Michi deschide pe rândușile celor 11 apartamente și pătrunde în câte un vechi cinematograf bucureștean, devenind
concomitent spectator și protagonist al unui film al ratării și autodistrugerii. Episoadele acestui film în care își joacă propriul rol sau poartă măștele altora se derulează în puncte diferite din timp și spațiu, de la evul întunecat al cruciadei lui Frederic Barbarossa până la un viitor post-apocaliptic înghițit de ape, trecând prin Viena lui Iacov Levi Moreno, Parisul lui Ilarie Voronca și New Yorkul lui Delmore Schwartz. Dar din toate aceste reflexii, unele senine, altele neguroase, se compune sufletul personajului, al omului. Căci Abraxas este deopotrivă lumină și întuneric, este viață și moarte simultane, este dragostea și uciderea ei, este lumea întreagă. Da, jurnalul lui 66 de Alexandra Furnea, noaptea în care a mars, cu toții știm evenimentul tragic de acum, cred că 8 ani, se numesc 8 ani acuși. Trebuia să achiziționez și această carte. Am auzit foarte multe lucruri despre ea. Am auzit că este o carte foarte dură, prin urmare trebuie să ne înarmăm cu ceva mai mult curaj atunci când ne apucăm de această carte. Alexandra Furnea, născută în 1988, este redactor de carte, jurnalist și activist social. A absolvit Facultatea de Litere din cadrul Universității Petru Maier din Târgu Mureș și are un masterat în studii americane la Universitatea din București. Între 2011 și 2020 a fost redactor la revista muzicală Maximum Rock Magazine. Scrie poezie, proză și articole dedicate scenei muzicale underground pe blogul ei. Este supraviețuitoare a incendiului din Clubul Colectiv din 30 octombrie 2015. Jurnalul lui 66 s-a născut din dorința și nevoia de a spune adevărul despre incendiul din Clubul Colectiv și despre ceea ce i-a urmat. Am vrut să vă ajut să înțelegeți că am fost și ați fost mințiți atunci când ni s-a spus că avem tot ce ne trebuie. Mi-am dorit să știți de ce atât de mulți dintre noi au murit în spitalele nevindecării. Am încercat să descriu felul în care am fost abandonați de sistemul medical după ce am scăpat din acele sălașuri ale suferinței. Am ținut să vă am alături în drumul anevoios niciodată încheiat spre recuperare, căci viața nu a mers înainte după tragedie, ci s-a oprit acolo, în cenușa din container și a fost înlocuită cu o altă existență într-un alt trup dependent pentru totdeauna de proceduri medicale și operații. Am sperat că voi izbuti să vă fac să trăiți alături de mine toate acestea pentru că doar împreună putem să dăm sens și coerență ororilor din acele zile și din anii ce le-au urmat. Și nu în ultimul rând, nădăjduiesc că vă veți regăsi în patimile mele ca victime ale corupției, din cauza căreia aproape fiecare român are un colectiv al său. Dincolo de a fi confesiunea mea despre ce s-a petrecut în noaptea de 30 octombrie 2015 și după aceea, jurnalul este un testament indelebil pe care îl las României în speranța că într-o zi asemenea tragedii nu vor mai fi posibile. Da. Mai aveți răbdare? Mai avem încă 3 cărți. Pavlos Matesis, Mama câinelui, o carte care mi-a fost recomandată și despre care aflăm următoarele. Când înduioșătoare, când amuzantă, Rarau, personajul central acestei cărți, se prezintă dinaintea noastră și ne spune o poveste. O poveste e povestea propriei vieți, o viață măruntă care se intersectează cu alte destine, la fel de mărunte, toate prinse în vârtejul unei istorii necruțătoare. Războaiele încep și se încheie, lăsând în urmă amintiri care mușcă precum un câine din carnea personajelor. De ce sunt în stare oamenii pentru a supraviețui, cât valorează un ideal și o ideologie, ce rămâne din marșul triumfal al istoriei, iată câteva întrebări care răzbat din mărturisirile lui Rarau. Și cel mai adânc se zvârculește în întrebarea, ce face o mamă pentru a-și ține copiii în viață? Între patriotism și supraviețuire, care e calea corectă? Pavlos Matesis radiografează societatea greacă și prefacele ei creând o operă universală, căci nimic din ce e uman nu îi e străin. Câteva cuvinte despre carte. Are adânca ambiguitate a marilor opere, e o efuziune și o virtuozitate ce amintesc de Fellini. Povestea pe care o spune Rubini, uneori frivolă, adesea copiloroasă și aparent simplistă, este povestea unui om în căutarea unei chimere și devine o reflectare a unei țări care nu își poate vindeca rănile adânci provocate de războaie consecutive. Al doilea război mondial, rezistența și războiul civil, o țară încă amorțită de durere și incapabilă să se reinventeze. O lectură hipnotică și plăcută de la început până la sfârșit, exact așa cum ar trebui să fie un roman. Pavlos Matesis a scris o carte extraordinară. Vom vedea și noi cât de extraordinară este această carte. O carte de 200 pagini plus, o scris destul de măricel, o carte care va merge destul de repede, zic eu. Da, penultima carte este scrisă de Stejerel Olaru și se numește Nadia și securitatea. Chiar îmi doream să aflu mai multe despre Nadia Comăneci.
În 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal, Nadia a devenit simbolul perfecțiunii în gimnastică. Din admirație despre ea s-au scris scenarii de filme artistice și documentare, biografii, romane și chiar cărți pentru copii. Dar despre Nadia, devenită parte a voției naționale a României Socialiste, se mai scria în penumbră, iar admiratorii săi, care adunau material documentar pentru un roman straniu în parte de groază, în parte politic, erau cei din lumea sa. Antrenorii, oficialii federali, medicii, asistentele, coechipierii. Cu toții urmăreau orice mișcare, orice vorbă și orice gând și împletiseră la cererea poliției politice de atunci, înfricoșătoarea securitate, o plasă nevăzută din care marea sportivă a reușit să scape abia în toamna lui 1989. Acum, după 10 ani, studiind aceste dosare până nu demult secrete, stăjărel Olaru a construit o carte de istorie, însă una ca un roman, în parte de groază, în parte politic. Să vedem ce spun Aurora Liceanu și Radu Paraschivescu despre această carte. Desigur, ce spune și Nadia? Nadia spune că am știut că am fost urmărită, dar nu mi-am imaginat niciodată amploarea acestor acțiuni. Aurora Liceanu spune, cartea lui Stejerel Olaru nu este doar o biografie tradițională. Contextul și împrejurările în care Nadia Comăneci a crescut și s-a format, familia, gimnastele din generația sa, antrenorii și mai ales puzderea de informatori, securiști și decidenți politici, care au țesut o încălcită plasă de relații în jurul ei, menită să o țină captivă în mod irevocabil, toate acestea sunt scoase la iveală de autor. În drumul spre glorie, Nadia a trecut prin stări diferite, când însingurată și aproape de abandon, când disperată și supusă, adesea neînțeleasă și folosită, dar mereu perseverentă, ambițioasă, visând cu îndrăjire să atingă perfecțiunea. Și a atins-o. Iar Radu Paraschivescu spune, povestea Nadiei Comăneci, așa cum o citim aici, seamănă foarte puțin cu ceea ce știm din presa de atunci și din zvonistica ultimilor decenii. Iar frunțile ei înfierbântate, care se mândresc prin contaminare cu performanțele campioanei, merită o compresă. Nadia n-a fost o răsfățată a vieții în România lui Ceaușescu. Dacă a răsfățat-o totuși cineva, această entitate s-a chemat Securitatea, care a avut grijă să-i înfășoare zilele într-un păienjeniș în limita credibilului. Stejărel Olaru deschide arhivele, cercetează documentele vremii și pune pe hârtie o aventură pe care o citești cu un nod în gât. Este aventura unui idol batjocorit, a unui om care la un moment dat n-a mai putut să suporte și a plecat. Da, se pare că nu știu nimic despre Nadia Comăneci, așa că această carte este excelentă. Ultima carte din acest book haul este cartea lui William Burroughs, Queer. Despre acest autor am mai amintit într-un alt book haul, acolo unde achiziționasem Prânzul dezgolit. Vreau să zic că între timp am și citit Prânzul dezgolit. Din păcate nu îi voi dedica un episod pentru că... One eternity later. Este o carte destul de dură, este o carte într-adevăr care a fost interzisă, este o carte care prezintă, să spunem așa, o mulțime de tripuri destul de nasoale, pentru că personajul pe care îl conturează autorul este unul, să zicem așa, autobiografic. Autorul cărții, autorul romanului Prânzul dezgolit a consumat droguri sintetice timp de 15 ani. Este o carte cu limbaj explicit, este o carte cu multe episoade scabroase, este o experiență care nu poate fi povestită, trebuie trăită și atât. Prin urmare, dacă aveți sânge, aveți sânge mai rece, aveți un stomac mai puternic, puteți da o șansă romanului Prânzul dezgolit. Eu am văzut și filmul. Filmul are la bază nu doar romanul Prânzul dezgolit, ci cred că mai multe scrieri ale lui Burroughs, printre care și aceasta. De aceea am decis să achiziționez și acest roman, pentru că sunt interesat să văd cum altfel mai scrie Burroughs. Mă aștept ca acest roman să fie un pic mai legat, să aibă o poveste mai legată. Dar haideți să vedem ce ne spun copertele. Allen Ginsberg spune, una dintre cele mai zguduitoare confesiuni scrise vreodată. Iar pe spate, oamenii de la Anansi ne spun următoarele. Scris între anii 1951 și 1953, dar publicat abia în 1985, legendarul roman al lui Burroughs este o enigmă. Atât un autoportret plin de cruzime, cât și un roman politic mușcător, cea mai realistă poveste de dragoste a autorului, dar și un montaj de scene fantastice, comic, grotești. Plasat în Mexico City la începutul anului 1950,
Queer îl are în centru pe William Lee și căutarea deznădăjduită a intimității și a ostoirii dorinței prin toate barurile ce alcătuiesc scena expaților americani din capitala mexicană. Queer este și cronica pasiunii homosexuale a personajului principal pentru tânărul Eugene Ellerton, desfășurată într-un Mexico City desprins parcă dintr-un tablou suprarealist. Textul introductiv al romanului, o teribilă confesiune insuflată de evenimentul care l-a determinat să devină scriitor, împușcarea accidentală a soției sale, Joanne Vollmer, este fundamentul pentru identificarea multora dintre resorturile operei lui Burroughs. Prin urmare, pare că acest roman este un pic mai legat decât Prânzul dezgolit. Vom vedea dacă e altfel decât Prânzul dezgolit. Ei bine, cam acesta a fost primul book haul de anul acesta și cam acesta a fost și episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-l dați mai departe, o abonare la canal și un like ajută ca de obicei să creștem încet, dar sigur împreună. De asemenea, vă aștept în secțiunea de comentarii unde vă invit să-mi spuneți ce cărți ați achiziționat la începutul acestui an, ce noutăți mai aveți prin bibliotecă. Mi-ar face mare plăcere să aflu ce mai citiți. Promit să răspund ca de obicei fiecăruia dintre voi. Vă mulțumesc mult pentru vizionare, până data viitoare vă doresc multă sănătate și ca de obicei vă îndemn să citiți și să dați mai departe o carte.